Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă în acțiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z2A4000X. În timp ce nu salvează universul, Itzi și Bitzi, împreună cu alți copii zizilonieni, sunt în săptămâna de relaxare numită Zaviarte, pe planeta Andrazon. Te suntem prea puțin. Nu putem juca, eu mă ascund, tu mă găsești. Nu se poate juca în trei? Se poate, dar se termină prea repede. Puteți să ne luați și pe noi în calcul. Da, e o idee bună. Am fi trei zizilonieni și trei robotolodoi. Să ne jucăm cu voi? Da. V-am găsit imediat. Nu e adevărat. Da, unde te-ai ascunde? După robotolodoiul lui Litzy. Și tu, robotolodoiul lui Litzy, unde te-ai ascunde? După robotolodoiul tău. Și tu, robotolodoiul meu, unde te-ai ascunde? Eu aș rămâne nemișcat. I-aș ascunde pe ceilalți robotolodoi. Adică v-ar găsi pe toți trei deodată. Și nu în asta constă jocul? E clar, nu avem cum să ne jucăm cu voi. Uite-i pe Itzi și Bitzi, poate se joacă cu noi. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Tocmai încercam să ne jucăm, dar eu mă ascund, tu mă găsești. Vă jucați și voi? De ce nu? Nu-i așa, Bitzi? Da, hai să vedem cine ne găsește. Aleg eu. O planetă se plimba chiar pe lângă antena mea. Mă făceam că nu o vedeam, ea la mine se uita. S-a învârtit ce s-a învârtit și la tine s-a oprit. La tine s-a oprit. Itzi, tu hai să ne găsești. De fiecare dată eu trebuie să vă caut. De fiecare dată trebuie să comentez. Bine, bine, gata, ascundeți-vă. O planetă stă pe loc. Două vin să mă salute. Trei se plimbă în galaxie. Patru au uitat de mine. Unde să ne ascundem? Că mai are puțin și termină. Șase. Apropo, uite, că vin, eu mă ascund în groapa asta. Eu în cealaltă. Și sunt sigur că nu o să mă găsească. Dacă vreți să nu ne găsească, haideți să ne ascundem în junglă. După mine! Nu, e periculos. Noi nu mergem, ne e frică. Mie nu mi-e frică. Dacă nu vreți, n-aveți decât să vă ascundeți pe aici. Dar o să vă găsească pe toți. Nu, atenție că vin. 10, cine nu e gata, îl iau cu lozopata. Ia să vedem. Robotolodoiurilor, unde s-au ascuns? Îmi pare rău. Nu pot să spun că Litzy, Citzy și Titzy s-au ascuns în cele două gropi. Ei, ce-am făcut? Litzy, te-am văzut! Ești în groapa! 1, 2, 3, Litzy! Citzy, te-am văzut și pe tine! 1, 2, 3, Citzy! Și sigur, m-ai văzut și pe mine! Nu, pe tine nu te-am văzut! Te văd acum! 1, 2, 3, Titzy! Itzy, îți vorbește maiamanul Zamax. Ascult! Unde e Bitzi? Ne jucăm de a eu mă ascund, tu mă găsești. Avem mare nevoie de voi. În bătălia de la centurile de asteroizi pe care am purtat-o cu armatele de vartari, înțeleptul Lamar a fost luat prizonier. Lamar? Mie-mi place Lamar. Și nouă ne place.
În urmă cu o oră, maleficul Varsar m-a contactat personal și a amenințat că dacă în 24 de ore nu cedăm planeta Cerazon Vartarilor, înțeleptul Lamar va fi executat. A avut loc Consiliul Galaxiei Xarazon. Am ajuns la concluzia că nu putem negocia cu Varsar. Planeta Cerazon reprezintă o poziție mult prea importantă. Îl lăsați să-l execute pe înțeleptul Lamar? Înțeleptul Lamar trebuie salvat. A fost dus pe planeta Mondrazon. Armatele noastre sunt prea departe. Chiar dacă ne-am duce cu flota, ne-ar vedea de departe și l-ar executa pe înțeleptul Lamar. Voi sunteți în săptămâna de odihnă Zaviarde, pe planeta Andrazon, care este foarte aproape de planeta Mondrazon. Numai voi îl puteți salva pe înțeleptul Lamar. Ne punem toate speranțele în voi. Stați fără grijă! Îl vom salva noi! Ești o apărătoare a galaxiei Xarazon? Da! Și eu și Bici! Apropo, unde e Bici? Nu putem să-ți spunem unde s-a ascuns, că stricăm jocul. Îmi pare rău, prieten, dar ați auzit și voi, joacă s-a terminat. Trebuie să mergem să-l salvăm pe înțeleptul Lamar. S-a ascuns în junglă. Aoleu, tocmai în jungla aia deasă, mă duc să-l caut. Ce junglă deasă! Aici nu mă găsește nimeni! Ia să mă ascund aici! Dar aici ce? Ce aici? Quick, quick, ajutor! Mă mănâncă! Quick, 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 quick! Uite o lipicântătoare prinsă în plasa unui păzeanjen mare! Quick, quick, mi-e frică! Mi-e frică! Ce monstru rău! Să sperie el așa o lipicântătoare! Noroc că am la mine zovideul. Ia să căutăm noi. Exact ce-mi trebuie. O înregistrare cu un leozon fioros. Ia uite ce mai fuge păzeașanul. S-a speriat de răgetul leozonului. Așa-ți trebuie, bestie! Unde e? Bici, rezistă, te salvezi! Dar nu-l văd nicăieri. Ce să vezi? Și ce faci cu neutralizatorul ăla? Închide-l că poate rănești pe cineva. Unde e leozonul? Am crezut că te-a atacat un leozon. L-am auzit? Ți s-a părut? Hai repede la navă, am primit o misiune importantă. Stai mai întâi să eliberezi lipicântătoarea asta din plasa păzeangenului. Quick, quick, mulțumesc că m-ați salvat. Mi-ați salvat existența. Nu mai pot de bucurie, am să cânt. Eu când mă bucur, cânt, da. Quick, 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 ce bine pare că am scăpat de păzeangenul furios. Furios, furios, furios. De el eu am scăpat. Quick, 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 ce bine pare că am scăpat de păzeangenul furios. Bici, ce se întâmplă cu picioarele și mâinile mele? Nu mai, nu mai pot să le stăpânesc. Bici, uite la noi când am fiu ca doi nebuni. Am obosit și nu pot să mă opresc. Acum pentru tine, quick, quick, te rog, oprește-te din cântat. Doi. Of, ce bine că ne-am oprit. Nu mai puteam. Uf, hai la navă, îți povestesc pe drum despre misiune. Și dansam ca doi nebuni. Nu ne mai puteam opri. Cum pot mâinile și picioarele mele să se miște împotriva voinței mele? Explicația e simplă. Quick Quick e o pazăre de pe planeta Andrazon. Când cântă, emite ultrasunete cu o frecvență de fază și de grup care fac să intre în rezonanță cu o zonă de pe creier unde se află centrul dansului. Se declanșează astfel un reflex motor imposibil de stăpânit. Interesant! Dar nu avem acum timp de asta. Trebuie să decolăm repede, să ajungem pe planeta Mondrazon și să îl salvăm pe înțeleptul Lamar. Nu înainte de... De... Bici! Itzy! Itzy! Bici! Itzy, Bici, Bici, Itzy! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta!
Așa fac mereu, uită să cânte de mine. Cui-cui, lasă, o să cânt eu despre tine. Cui-cui-cui, zi-mi tot, cui-cui-cui, știe tot. E computerul de bord, cui-cui-cui, în navar zorar îl găsești tot timpul. Cui-cui-cui, cui-cui-cui, ce bine mă simt la voi, nava, cui-cui. Aoleu, încetează, am început să dansez. Nu mă pot opri, oprește cântecul că avem o misiune importantă de îndeplinit. Hai că o să cântăm noi despre zi-mi tot. Zi-mi! Zimitot! Prietenul care știe tot! El e Zimitot! Pici, uită-te repede pe hublou! Planeta Mondrazon! Ce repede am ajuns! Ce noroc că eram în vacanță pe planeta Andrazon! Acum urmează o aterizare de maestru! Ia să vedeți! Și când ajungem, ce facem? Cum îl găsim pe înțeleptul la mar? Găsesc eu o soluție! Doar suntem apărători ai galaxiei, Xarazon! Puneți-vă centurile de siguranță! Asta numești tu aterizare perfectă? Ne-ai trântit ca pe un sac de cartozofi! Zi-mi tot! Noi plecăm în recunoaștere pe planetă! Succes! Uite un fartar care patrulează! Bagă capul la cutie, Pici, ca să nu ți se vadă antenuțele! Doar nu vrei să ne descopere! Stați! Cine e acolo? Suntem noi, Iți și Bici, apărătorii galaxiei! Spiritul bun să vă lumineze mintea! Iar eu sunt vartarul patrulă! Sunteți prizonierii mei! Veniți cu mine, că altfel vă neutralizez! Ai văzut ce ai făcut? Acum ne-au luat prizonieri! Păi asta era și ideea! O să ne ducă în locul în care este închis înțeleptul la mar! Ingenios? N-am ce zice! Sunt onorată că o să ne întâlnim cu înțeleptul la mar. Dar cum îl salvăm? Nu-ți face griji, doar suntem apărătorii galaxiei. Am eu un plan. Hai, lasă vorba și mișcă înainte. O să fiu avansat. I-am prins pe Iți și Biți. Intrați aici în celula lângă prizonierul ăla. La mar! Ce onoare să te întâlnim! Spiritul bun să vă lumineze mintea! Și vouă, Iți, Biți, ce-ați făcut? Nu trebuia să riscați să veniți pe planeta asta. Galaxia are mai mare nevoie de voi decât am eu. O să ne execute! Și n-am apucat încă să trec de Tolosai 2. Nu mai plânge, Iți! Nu te descuraja. Sunt convins că maiamanul Zamax ne va scăpa. Nu cred. Zamax ne-a trimis pe noi să te salvăm. Quick, quick! Eu când îmi văd prietenii, îmi vine să cânt. Quick, quick, quick! Un prieten tu când vezi te simți mult mai fericit. Quick, quick, quick! Nu mai cânta. Ne aude vartarul. Măcar frenul. Quick, 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 quick! Termină! Vartarii vor să ne execute! Cine e? Sunt înțeleptul la mar, de pe planeta Lorazon. Îmi pare bine! Eu sunt de Quick-Quick și dacă vrei, eu pot să-ți cânt! Nu acum! Ei, nu e totul pierdut! Am un plan! Luați dopurile astea! Când vă spun eu, să le puneți în urechi! Așa e! Ce deștept ești, Biții! O să-l pui pe Quick-Quick să cânte și toți vartarii o să danseze de nu să se mai poată opri! Și noi o să fugim! Ți-am spus eu că am un plan! Vartari! Consiliul Galaxiei, condus de maiamanul principal Zamax, a refuzat
să ne cedeze planeta Cerazon. Termenul a trecut, iar acum înțeleptul Lamar va fi executat împreună cu cei doi apărători ai galaxiei Xarazon. Hai, Bici, acum e momentul. Spune-i lui Quick-Quick să cânte. Voi puneți-vă dopurile în ureca să nu-l auziți, că altfel o să începeți și voi să dansați și nu mai putem fugi. Quick-Quick, hai, întinde-ne toată nădejdea. Hai, cântă cât poți de tare. Quick-Quick, îmi pare rău, dar nu pot. Știi, eu nu pot să cânt decât când sunt fericit. Atunci eram fericit că m-ai scăpat de păzeanjen. Cui, 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 cui. Acum, după câte văd, urmează să vă execute. Și chestia asta mă face foarte nefericit. Cui, cui. Așa că scuză-mă, nu pot să cânt. Cui, 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 cui. Quick, Quick, tu nu înțelegi, dacă nu cânți, noi nu vom mai fi. Quick, Quick, nu, nu mai vreau să aud nimic, nu mai pot. Quick, Quick, m-ai făcut să plâng. Eu când văd pe cineva că suferă, plâng. Quick, 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 Quick. Foarte inteligent plan, Pici. Cel puțin am încercat. Vartari, încărcați, ochiți! Itzi, Bici, a fost o onoare pentru mine să vă cunosc. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Și ție, Lamar, spiritul bun să-ți lumineze mintea. Spiritul bun să ne lumineze mintea. Iată-i pe faimoșii apărători ai universului, Itzi și Bici, în fața plutonului de execuție și pe înțeleptul Lamar. Lamar, unde ți este înțelepciunea? Ei, copii, aveți cumva o ultimă dorință? Spiritul bun chiar mi-a luminat mintea. Da, vrem ciocozolată. Bici, Vartari or să ne execute și ție ți-ar de ciocozolată. Pie! Hai să le satisfacem micuților ăstora ultima dorință înainte să-i neutralizăm. Aduceți ciocozolată! De unde? Noi nu folosim ciocozolată, e prea dulce. Ultima dorință trebuie îndeplinită. Nu găsim niște ciocozolată? Faceți rost de ciocozolată imediat! Spiritul rău să ne întunece mintea. Dacă îmi dați voie... Zi! De pe planeta Zizilon am furat un hranzeu. Mai are în el ciocozolată. Foarte bine, foarte bine. Itzi și Bici, aveți un minut la dispoziție ca să vă mâncați ciocozolata, după care vă eliminăm. Cel puțin o să aveți burta plină. Uite, Quick, Quick, toată ciocozolata asta e pentru tine. Toată! Serios? Mi-o dai mie pe toată? Da, iată! Quick, 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 Quick! Mă omor după ciocozolată! Nu, nu pot să o primesc! Pe voi vă execută și eu vă mănânc ciocozolata? Nu, nu e corect! Mâncați-o voi! Nu mai insista! Mâncați-o voi! Mănânc-o! Sau mănânc? Asta e pasiunea mea! Zici că pot să o mănânc pe toată? Da! Quick, 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 Quick! Vai, ce mă bucur! Îmi vine să cânt! Quick, Quick, Quick! Ce mă bucur! O să mănânc eu toată ciocozolata! Acum chiar îmi vine să te sarut! Nu e momentul! Repede, la mar și tu, Itzi! Puneți-vă dopurile în urechi! Mi le pun și eu! Uite, ce așa! Ce îmi pare! Ciocozolată! Ciocozolată! Eu voi mânca ciocozolată! Ce bună e ciocozolata! Niam, 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 niam! Quick, 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 Quick! Îmi place ciocozolata! Ciocozolată când mănânci, altfel parcă tu... Aoleu! Ce se întâmplă? Nu mi mai controlez mâinile și picioarele! Quick, Quick, Quick! Au, au, ce-asta? Ce nebunie!
Am început să dansăm cu toții! Hai, copii! Cred că e timpul să fugim! Mai tare! Nu te aud! Am topuri în antenuțe! Hai să plecăm de aici! Dacă plecăm, se oprește muzica și vartarii o să se ia după noi! Că doar nu putem să-l lăsăm aici pe Quick-Quick! Bici! Folosește Zovideul! Ești genială, Itzy! Înregistrez un pic din cântecul lui Quick-Quick și setez Zovideul să cânte în bucle! Așa! Acum îi dau drumul și noi putem pleca! Zovideul o să-i facă să danseze în continuare și nu o să poată să se țină după noi! Așa! Gata! Nu mai pot! Mă dor picioarele! Aoleu, nu mai pot! Nu mai pot, mă dor picioarele! Nu mai pot să dansez! Nu mai pot! Vartarii mai dansează și acum? Sau s-au terminat acumulatorul? Nici o șansă pentru ei! Mi-am adus aminte că am făcut eu o modificare la Zovideu, că mereu se terminau acumulatorii. L-am făcut să meargă cu o pilă atomică. Vor dansa cam 10 tolozai. Vă vorbește Maiamanul Zamax. Maiamane Zamax, ce bine! Am reușit să-l eliberăm pe înțeleptul Lamar. Acum poți să-i spui lui Varsar că nu vor avea niciodată cerazonul. Nu mai au cu ce negocia. Și dacă vrea, poate să facă o vizită garnizoanei de pe planeta Mondrazon. O să danseze de bucurie. Datorită lui Itzy și lui Bitzy, am reușit să scap din mâinile vartarilor. Îmi pare bine să te aud, Lamar. Ne vedem pe planeta Zizilon. Abia aștept. Felicitări, Itzy și Bitzy. Terminat. Mulțumim! Terminat! Quick, quick! Ce bucuroase sunt! Îmi vine să cânt! Nu, nu cânta! Țineți pliscul închis! Nu cânta pliscul închis! Ce rău îmi pare! Aș fi vrut să mai cânt un pic! Quick, quick! Asta e! Dacă vrei, poți să-mi cânti mie în difuzoare. Pe mine nu mă afectează. Eu am creier pozitronic și oricum eu nu pot să dansez. Ha, ha! Cui, cui, pentru voi am să cânt! Nu cânta! Țineți pliscul închis! Quick, Quick, un prieten de nădejde ne-a ajutat să scăpăm de vartari. Însă, fără curajul și istețimea lui Itzy și Bitzy, poate că înțeleptul Lamar și acum era prizonierul vartarilor și planeta Cerazon făcea parte din teritoriul de dominație al lui Varsar. Spiritul bun să vă lumineze mintea!